Dacă aș putea să dau eu viața ca el să facă bine, aș face-o. E singurul lucru care mi-l doresc, să nu-l pierd. Cum e posibil să fiți mamă, să aveți 3 copii și toți 3 cu probleme de sănătate? Sincer vă spun că nici eu nu știu. Nu cred că se poate moșteni. El are lichid la cap, de aici a început totul și de la prematuritate. Și ușor, ușor cred că situația a afectat copiii sănătoși. Cu ce probleme de sănătate se confruntă Antonio? Antonio, din păcate, e un băiețel născut prematur, la 27 de săptămâni. Nu vede, nu aude, nu merge. E o hidrocefalie inactivă. Stăm așa pe loc, cum vrea Dumnezeu să fie și cum va fi, nu știu să vă spun. Dumneavoastră mai aveți copii? Ei sunt da, în regulă? Din păcate, toți 3 sunt bolnăviori. Fata a început să o ia pe drumul bun datorită orilor de psihologie. Băiețelul mijlociu este cu autism. El este cel mai grav. Ne luptăm cu acest diagnostic curând aproape 5 ani, acum în august, pe 12, face 5 ani. Situația ne împinge să cerem ajutor oamenilor, pentru că noi dacă ne internăm acum o lună, soțul rămâne fără servicii. Eu cred că sunt o mamă puternică și dacă Dumnezeu mi-a dat, înseamnă că pot să duc. Antonio are nevoie de ajutorul nostru. El se luptă pentru viața lui. Aproape zilnic este prin spitale. Cheltuielile sunt foarte ridicate, iar familia are nevoie de ajutorul nostru. Haideți să fim alături de ei și să donăm în contul Asociației Speranță pentru România.